sarà, che sarà nella mia vita, chi lo sa. Așa au preferat să petreacă Sfântul Valentin numeroase cupluri din Reghin. Seara lor a început de vreme, cu gustări alese puse la dispoziție de restaurante sau cu meniu comandat pe loc. Muzica a fost mai ales live, oferită din partea casei. Ambientul a fost și el pe măsură. Șefii de săli au pregătit mese festive și decorațiuni sugestive. În această seară ne-am pregătit cu diferite sortimente de mâncare, toate făcute și preparate pe loc. Mai avem și o formație de muzică live care cântă în fiecare seară, bineînțeles, doar că astăzi a venit puțin mai devreme pentru clienții noștri. Meniu frumos, meniu ieftin, să-și permită toată lumea, toți tinerii. În seara asta au venit și cei care nu mai sunt chiar foarte tineri, au și multe persoane, după cum ați văzut, la o vârstă mai înaintată. Toată lumea se simte bine. Cam câți clienți sunt în acest moment? Aveam 120 de rezervări și au mai venit în seara asta inopinant sau cei care au fost puțin mai întârziat. Cred că am trecut de 150 de persoane. Nimic n-a lipsit pentru ca seara să fie perfectă. La fel au gândit însă și cei care au ales pizzeriile de Sfântul Valentin. Localurile de profil au fost pline ochi încă de la lăsatul întunericului. Ambianța a fost și ea adecvată momentului, cu inimioare, baloane și lumânări. Angajații au lucrat la foc continuu pentru a face față valului de comenzi, atât din unitate cât și a celor venite prin telefon. Che sarà nella mia vita, chi lo sa. Acest telefon pe care se preiau comenzile sună în continuu, semn că nu sunt puțini cei care așteaptă pizza la domiciliu. A fost așadar o sărbătoare marcată de majoritatea îndrăgostiților reghineni, dar nu sunt puțini cei care au amânat sărbătorirea pentru zilele următoare. Responsabilii unităților de alimentație publică din municipiu spun că au făcut rezervări și pentru zilele care vin, mai ales că este weekend. Unii chiar au invitat și formațiile live pentru a asigura buna dispoziție a clienților. Cât despre cluburi, acestea se anunță a fi și ele pline ochi, vineri și sâmbătă noaptea, iar administratorii s-au pregătit cu programe speciale.